A doua parte a emisiunii 2020, O Nouă Perspectivă, Radu Antohe, doctor Radu Antohe, expert în dezvoltare rurală și politice agricole. Uh, domnule Antohe, vorbeam de accesul la piață, e un element esențial pentru a reuși într-un domeniu sau altul, produci, dar trebuie să și vinzi, da? Fermierul român, uh, cum se poziționează? Există o politică comună de acces la piață, da? Uniunea Europeană sprijină acțiuni de vânzare peste granițele spațiului comunitar dar la un moment dat ajungi să te lupți singur, ca țară, să spunem, da? dacă vrei o felie sau alta mai mare. Cum e pentru fermierul român? Cum va fi în perspectiva? În primul rând, trebuie să plecăm de la premiza că acest nivel de educare, acest nivel de cunoaștere astăzi pe care l-am în rândul fermierilor, trebuie să-l îmbunătățim. Cum? Efectiv, printr-un proces de învățare, printr-un proces de educare, printr-un proces de cunoaștere. Pe de o parte, mecanismele, pe de altă parte, tot ce ține de valorificarea producției, a producției primare, a produselor secundare din agricultură, a unei game cât mai, mai mari, cât mai lărgite. În piață, toți ne batem, indiferent de unde provenim, cu ce produse și unde ne situăm. Dar, în acest context, pregătirea trebuie să o facem pornind de la fiecare fermier în parte, de la fiecare mediu asociativ, unde ne sunt aturile. Atunci când îți cunoști aturile, când îți cunoști, efectiv, calitățile, sau cum să spun, plus valoarea pe care o ai, atunci în piață ai o șansă mult mai mare să reușești. Revenind direct la, la întrebarea, răspunzând direct la întrebarea dumneavoastră, consider că, în primul rând, Recâștigarea consumatorului național reprezintă un aspect. Și asta înseamnă prin acea determinare și acea implicare, atât pe, pe politici publice cât și pe politici private. Recâștigarea piețelor tradiționale. Pentru că, haideți să ne uităm, iarăși fac apel la. România trecut. a fost membru ca când să da, uităm a uităm Iarăși ce... la trecut. Dar exact. Nu așa te raportezi ca să vezi. O organizație, o dar unde. Nu, nu inventăm acum, nu inventăm. Dar. Dacă revin la acest aspect și foarte uh, pertinent, nu e nimic deplasat, când chiar putem inventa. Chiar putem inventa. Și anume, această oportunitate de viitor, valorificarea produselor agricole în viitoarea eră digitală. Pentru că Ce înseamnă asta exact? Calculatorul, internetul, componenta digitală de piață digitală va fi prezentă mai devreme sau mai târziu în viața fiecăruia dintre noi. Ha, de deci vei bine. comanda, de cum acasă, e acum, de exemplu, un grup tot. de producători adunat absolut. pe o rețea de socializare, iar consumatorii pot comanda direct de acolo, nu? Absolut. E un lanț extrem deci, de scurt. Ne vom cu mâncare gata, să spun numai noi, cât să ne păstrăm aceste îndeletniciri culinare, fiecare mai mult sau mai puțin, de a ne pregăti hrana de bază, de a ne... Eu cred că așa o să fie. Nu o să trecem toți pe tuburi cu alimente. Nu, 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 nu sigur nu. Ne vom pregăti să, să păstrăm această cultură, să spun, la urma urmei, este acea componentă esențială a vieții. Dar va face parte din noi. Deci, era digitală ne va, ne va afecta, vrem, nu vrem, va veni peste noi. Și astăzi, și spuneați mai devreme, în țări ca Statele Unite, în țări ca Japonia sau, dar cea mai dezvoltată țară pe concepte inovative, astăzi, din punct de vedere al trendului de, de evoluție este Israelul. Deci tot ce vedeți astăzi în noile componente de soft, de modele... Deci de aceea au dezvoltat, și discutăm de exemplu pe chestiuni de irigații. Nu? Au dezvoltat da. fantastic deci pe componenta inovativă. Adică sunt măsuri care cum? Prin cercetare. Că iarăși revenim la întrebarea de Asta e un exemplu foarte bun. O țară mică, Israelul nu e o țară mare. Știe că poate reuși și fi puternică Reușind într-un domeniu, două, trei, să spunem, a ales, de exemplu, și acesta al cercetării, da, a mers înainte. E, e cunoscută pentru așa ceva, e o putere, da, nu numărul de tancuri îți dă puterea plan mondial, absolut, ci, a, avansul tehnologic Bun, de care vorbim. Te poziționează oarecum, dar devii o putere mondială și te păstrezi, te menții, ba, din potrivă, chiar crești, poți să pe această premiză. Bun, deci avem de gândi... exemple pe care le putem folosi să mai scurtăm și noi din da. drum. Da, da, sigur. Spuneați, domnule Radu Antohe spuneați așa, să învățăm din trecut. Și eu mă gândesc la cooperativele agricole de producție, o formă forțată de asociere, da? Da, a fost o formă foarte... Bună. Dar, dar -o în sine, ideea asocierii, repudiem metoda de asociere, da? Dar forma asociativă nu e de lepădat, pentru că ea s-a dovedit de succes în multe locuri din lumea asta. Și discutam cu dumneavoastră, în Europa sunt cooperative foarte puternice, dar Într-o piață concurențială ar trebui să vinzi, eu știu, doar caviar, ca să rezici probabil de unul singur, da? Uh, producătorii de lactate din Bretania au propriile cooperative da? care fac unt de Bretanie de exemplu, uh, producătorii din Danemarca au o cooperativă cei din Spania care fac uh, sunt câțiva reuniți într-o cooperativă care vinde hamon și tot așa da? Consider, consider încă o dată și, și repet, spun lucrul acesta ori de câte ori am ocazia faptul că producătorul producătorul român și nu numai, producătorul din România ca să nu intrăm acum. Cine produce în România este binevenit totdeauna, pentru că la urma urmei ne susține și ne dezvoltă țara, indiferent de origine sau și așa. Nu contează după. originea banilor. Exact. Această viziune înseamnă să o transpunem, transpunem într-o cultură a consumatorului. Noi, dacă pierdem din obiectivul nostru, ca fermieri, ca producători, cultura consumatorului, cui mă adresez eu? ce își dorește? Când mă duc la pescuit. Și mereu spun asta. Când mai am discuții cu fermierii, mă mai întâlnesc în diverse proiecte, când mă duc la pescuit, eu mă duc nu ce-mi doresc eu, ci ce-și dorește acel pește pe care vreau să-l prind. Este o cultură psihologică din punct de vedere al... Că asta înseamnă o piață. Ce-ți dorești? Îți satisfac o dorință într-un mod etic, transparent, legal, adică totul pe niște pârghii foarte bine definite. Dar când vom avea această gândire, din punct de vedere al uh, conceptului, conceptului mă defer, educațional, al fiecăruia dintre noi, și aici mediul asociativ a făcut enorm, a crescut de la an la an și a contribuit la această componentă de unificare a fermierilor. Pentru că în trecut era acea uh, deviză. De și știți că s-au făcut și filme. Mi-aduc aminte un film cu Demrădulescu, era cu Draga Olteanu Matei, nu știu, era într-o Uh, nu mai țin minte denumirea numele filmului, dar era la un CAP, se lucrau și zice, done în afară de ce furăm? Cine ce mai dă status? Sau ce mai e pe acolo? Cum era vechea Cooperativă Agricolă de Producție. Nu sunt premiziile azi. Azi, ești bun sau nu ești bun? Dacă tu nu-ți păstrezi moralitatea etica, o dată, de două ori, de a treia oară, te duci în faliment. Deci că e piața te exclude. De... ea, nu că tu... A, adică acest se lucru. reglează natural. Exact, pentru că au fost destule inițiative de forme asociative. Unii s-au <coughs> certat atât de mult de la început încât n-au mai ajuns nici să o înființeze, alții s-au certat ulterior când au crezut că au ceva de împărțit, dar o formă asociativă îți creează premizele a unui câștig mai mare, de exemplu, nu mi deschis ochii, din achiziționarea de inputuri. Da? Nu neapărat da, la vânzarea da, produselor, nu, nu, nu. forma asociativă te ajută să câștigi. De la început, cum ar veni, nu la finalul lanțului neapărat. Absolut, absolut. Păi, foarte multe concepte în lume și este recunoscut, apropo că vorbeam de Israel, este acest model în care businessul fac la achiziție, nu la vânzare. Conceptul de a fi uh, orientat spre piață. Asta spune enorm. Adică, pregătirea, nu când toată lumea se așteaptă să zic eu îmi fac businessul și mi-ating interesul din punct de vedere financiar. În momentul când achiziționez, când fac, atunci trebuie să am o strategie foarte corectă. Și mai este un alt aspect. Și am pornit de la politica agricolă comună. Contextul european 2000 post-2021, în care capitalizarea va fi esențială pentru a supraviețui în această luptă concurențială. În contextul în care resursele vor fi din ce în ce mai limitate. Nu numai în Europa, pe tot globul supremația va fi stabilită de această diferență de eficiență, eficacitate. În context vreau să amintesc, de exemplu, în California un război al apei. Da? Și noi ne confruntăm în perspectivă cu împuținarea resurselor de apă, chiar dacă avem bazine hidrografice judicios răspândite, dar seceta e o prezență tot mai des întâlnită în România. Nu de aceea și programul guvernamental de refacere a unui sistem național de irigații. Eu sunt convins că fermierii români, că așa e ca în orice societate, s-au cernut deja, da? Cei care au rămas sunt serioși, știu ce au de făcut în piață. Mi-a spus așa, trebuie să te pliezi pe cerințele pieței. Adaptabilitate. Da? În acest sens, eu cred că avem nevoie de cercetători în domeniul pieței care să le vorbească agricultorilor, să le dea indicații pe tendințe, până an doi, nu știu. Ați fost sfătuitorul premierului Grindeanu. Acum doi ani, de exemplu, erau cam la vremea asta alegerile generale. Încă nu intraseți în pâine, parcă pe 4 ianuarie s-a instalat guvernul. Ce sfaturi ați da premierului? Pentru că eu, sunt convins că toată lumea e plină de bune intenții. Dar trec peste puținătatea timpului uneori pentru a le pune în practică. Da? Cum vedeați atunci agricultura? S-a schimbat ceva în bine, în rău? Suntem mai în față acum? În acel moment, ca de altfel și acum, gândesc la fel din prisma acestui program de guvernare pe care câțiva, câțiva savanți, pot să le spun, și oameni care au contribuit la conceperea acestui proiect pe agricultură, acest program pe care le-a implementat Partidul de Guvernământ, faptul că fiecare și-a adus mai mult sau mai puțin contribuția. Și a fost un proiect pe care uh, n-aș vrea să mă, cu falsă modestie, să mă includ în mod direct. Nu n am avut, adică, niciun fel rău, de. Vă rog, lăsați falsă modestie. Nu, nu, nu dar -a e corect să spunem, pentru Fiecare că au contribuit a făcut, ce a făcut da. Dar am luat ce a fost bun dintr-o perioadă în care agricultura a avut o bază durabilă. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră directă, am plecat de la a respecta ceea ce se întâmplă și astăzi, pas cu pas. Au fost și câteva nerealizări datorită conjunturilor sociale, datorită conjunturilor să spun de zi cu zi, datorită unor factori care uh, au afectat doar în câteva procente, câteva procente acest plan pe care foarte bine le-am stabilit pentru a-l duce la, la capăt. Cea mai mare reușită uh, a ministrului și a echipei de. de de, de guvernare, atunci mi-aduc aminte a fost această impunere și această decizie de responsabilitate pentru a aduce la un moment zero plățile, depunerea dosarelor și plățile în subvenții. Ce avem 15 -a face mai termenul limită, nu se mai nimeni accepte. nu a crezut. Păi mi-aduc aminte, anul acesta a fost -aduc al doilea an, nimeni nu a crezut. Da. ne-am luat răspunderea atunci și premierul a fost uh, cel care a decis, a dat un dever de uh, ministrului, a zis respectăm exact cum s-a stabilit și atunci, bineînțeles, uh, ministrul, prin determinarea lui, totdeauna a urmărit și urmărește respectarea ad a, a fiecărei, uh, pot să spun, virgule, adică atât de riguros, la urma urmei, o rigurositate. Veți? încă o dată spun, omul sfințește locul. Categoric că pot interveni tot felul de conjuncturi, contexte conjuncturale le numesc, dar tu nu-ți păstrezi sensul decât la care l-ai. Sincer, și asta a fost una din deciziile pe care atunci le-am luat și am spus respectăm și ne asumăm acest lucru. Pe componenta de agricultură, mergem pe consolidarea vegetalului, continuăm și să facem regulile clare pentru toți. Nu numai că vine unul, altul, că știi că sunt conjuncturi. Nu. Pentru toată lumea. Și într-un mod transparent. Am înțeles. Asta e un lucru bun. Faptul că se renunță la politica lui las că merge și așa. Și ne-am stabilit termene. Dar asta foarte asta o resursă umană competentă. Sunt convins că există, pentru că spuneam, e al doilea an în care se întâmplă acest lucru. La 15 mai, parcă nu, s-a închis ușa. Nu Am aceeași echipă. Doamne ferește să se schimbe. Dar am aceiași secretari de stat, am aceiași oameni care au venit pe palierele deciziei politice, mă refer. Că aici politicul și-a asumat prin Correct. oameni niște decizii. Apoi, de la un nivel în jos, există acea structură mai mult sau mai puțin birocratică care caracterizează parcursul decizional într-o astfel de abordare, dar și-au luat angajamentul și s-a urmărit, cum vă spuneam mai devreme, pe fiecare uh, uh, Bun. etapă. Domnule Antohe, dincolo de determinarea politică, pentru că politicienii pot fi, pot nu fi, important e să existe o linie care să ducă undeva în sus, da? După 2020 nu o să mai avem PNDR, o să avem un plan strategic. Asta se discută. E la fel ca și PNDR. -ul. E cam același lucru, se schimbă doar denumirea. Dar modul de de a veni banii și de a împărți, știu, împărțeala rămâne mai mult la dispoziția statului membru. De exemplu, e una din propunerile europene. Alocările pe pilonul 1, da, pe, pe, pe o pilonul 2, de transparență. să fie mai multă flexibilitate da, în transferul eventual de fonduri pe nevoie, pe necesitate. România se simte destul de responsabilă pentru acest nou mod al politicii agricole comune? Și da și nu. Și e corect să fim așa. Nu trebuie să spunem că nu mai da. Corect. Dar există și un nu. Dar haideți să pornim cu daurile. Da? Ne-am învățat lecțiile din punct de vedere a abordării macroeconomice, strategice, cum să le definim, acolo unde am făcut bine și acolo unde am greșit. Pentru că trebuie să spunem și. Și, și această etapă, și pot să vă dau exemple, adică nu e nimic. Dar există și nu. Există și nu și cum definesc acest nu. Sau mai bine zis, unde este un semn de întrebare. Un semn de întrebare este ca atunci când îmi iau decizia pe o anumită strategie trebuie să o urmăresc de la nivel strategic, conceptual, de viziune, de direcție, până la nivel de implementare și efectul, efectul acestei implementări asupra tuturor celor implicați. Măsurarea efectului permite evaluarea succesului, evident, nu? De la an la an, costurile cu proiecte ineficiente vor deveni tot mai mari. În mod direct și în mod indirect. Cum așa? Da, vă dau exemple. În contextul în care vom face iar la țară anumite investiții în mediul rural, mă refer, pe care le fac în virtutea unei lipse de ancorări pe o realitate. Canalizare fără stație de epurare, de exemplu, nu? Înțelegeți? Da. Eu voi avea costuri Indirecte, mult mai mari, generate în ani, și atunci va duce la o investiție care am bifat-o de moment, m-am bucurat, mi-am raportat misiunea. că am făcut ceva. Dar am da. îndeplinit-o. Eu astăzi m-am adicat pe scaun și am plecat. Dar după mine, potopul. Sau sală de sport cu 4.000 de locuri într-o comună în cu 3.000 de oameni. Nu? Viziunea în agricultură, da. sau mai bine zis, viziunea câștigătoare în agricultură, va fi acea viziune durabilă în care voi gândi, voi lua decizia în contextul celor care vor veni după mine. Și România, cu ce are acum? Cu resursa umană pe care o are alocată acestui domeniu? De asta am spus nu. Când am spus da și nu, la nu m-a referit atenție pe componenta umană. Și cum facem să ne fie bine și în acest domeniu? Ne apropiem, din păcate, nu. de finalul acestei emisiuni. Dar cum? eu n-am să spun cum cârpim. Cum valorificăm ceea ce avem și cum suplinim ce ne lipsește. Ca să nu ne trezim la un moment dat că asta e, nu mai putem face nimic. Nu, cred că România trebuie să joace deștept și rapid. Pe da? orice palier, ca să spun direct, pe orice palier, responsabilitatea decizională trebuie să aibă făgașul ei. Deci absolut pe orice palier. Pe asta orice înseamnă palier. Și o independență înțelegeți politică la un moment dat un grad de libertate politică pentru că oamenii aia s-au format ca Nu neapărat ca este o asumare, că la urmă urmei te duci în fața cetățeanului. Vrem, nu vrem, mai duci în fața lui. Da, că da, vei da. vota pe calculator, vei vota pe telefon, tot vei veni la o scadență, sau cum să spun. Corect, am înțeles. Dar ce este important? Este important ca transparența și decizia, această uh, responsabilitate decizională să fie luată într-o cunoștință de cauză și într-un mod cât mai cât mai transparent. Pe orice palier, cum spuneam. Și atunci există, cum să vă descriu în câteva cuvinte, va fi ca în acest concept care eu îl cred. Cinste dai, cinste primești. Mai devreme sau mai târziu. Dar domnule Antohe, cineva dincolo de această transparență Trebuie să ducă decizia, informația, perspectiva la fermierii, pentru că pe politicile se... în viitor, și aici fac o paranteză, mă rog. și mi-ați mi ridicat mingea la fileu pe o idee vis-a-vis -vis de viitoarea politică agricolă comună. Știți care va fi schimbarea fundamentală față de actuala sau cea care a fost? Va fi că nu mă mai pliez pe uh, ceea ce găsesc ci va trebui să schimb viziunea într-un sens durabil. Adică nu mă, nu mă pliez neapărat pe o realitate, fără doar și poate adică că intrăm într-un proces de învățare? Dar eu trebuie să-ți schimb altfel. Pentru că trebuie să schimb, dacă nu schimb sensul durabil și să revin, că mai mult sau mai puțin apele vor reveni la matcă. Este o vorbă din popor, lăsată de mii de ani, sau cum vrem să o definim. Altfel, nu știu când va fi pentru că navigând sau ieșuând așa, sau cum să spun, pe ape într-o... Bun, mergând în neștire fără busolă. Deci duce. avem nevoie... Dar asta este un alt aspect al politicei agricole comune. Dar stă la baza. E ca și concept. Bun. Eu mă întorc dincolo de politică agricolă comună. E cadrul în care joacă și România. România poate să îndeplinească aceste obiective. De exemplu, până acum toată lumea spunea un medic învață toată viața și un fermier învață toată viața. Iar acum, unii sigur vor trebui să se Vă dau să un, să un exemplu concret. Eu acum sunt implicat într-un proces de da? redefinirea învățământului preuniversitar agricol sau nevoia oh, să de a pregăti la stat... Nu, nu, mergem, am uh, câțiva colegi de ai dumneavoastră din presa agricolă, foarte împătimiți, uh, câțiva specialiști. Vrem să identificăm care sunt nevoile astăzi și problematica în grupurile tehnologice agricole pe sectorul învățământului preuniversitar. Există acea componentă în care autorități locale, decizii. Uh, management okay. prost. Au fost în... retrocedate pământurile okay. care le vau, nu, o, nu le plouă, am înțeles. Dar în același timp eu merg pe componenta umană. Ce am azi și cine va conduce aceste grupuri sau cine va fi responsabil de viitorul acestor grupuri tehnologice agricole, acestor grupuri școlare agricole? Cine va fi? Ce resursă? Pe mâna cui vor fi? Aici am datoria să reflectez un aspect. Al doilea aspect eu am întrebat acum câteva zile, acum o săptămână de fapt am fost în județul Alba la un liceu, un liceu cu o mare tradiție 100... Nu, da aproape să spun de 100 de ani mai are. 1934 a fost înființat. Mai sunt 15 da. ani, da. Și se plângeau că, bun, a, bruma de copii care mai este azi în satul românesc pentru că avem și această problemă. Scăderea demografică. Corect. Întrebam corpul profesoral sau câțiva profesori. Care este stadiul astăzi al celor care au terminat din vară? Ne aflăm în prag de iarnă, în prag de sărbători, la șase luni. Care este premiza sau ce s-a ales de acei copii care au absolvit în unitatea dumneavoastră? Și am primit acel răspuns, dar ce-i de datoria mea, ce treabă mai mea? Eu le-am produs, le-am suportat. Dar e o responsabilitate. Eu cred că. Vă, aceler... cre vă vine să credeți ce răspuns nu, am primit? Eu cred că acei oameni nu ar trebui să mai răspundă de viitorul și de formarea tinerilor care lucrează Dar oameni... eu, cum te evaluez pe tine? Eu ia să văd câți din absolvenții mei de liceu sunt angajați, sunt plecați. Ce s-a întâmplat Corect. cu ei? Eu trebuie să am o evidență. De ce? Responsabilizarea. Pentru că, nu, nu, asta îmi îmbunătățește mie. Mie îmbunătățește procesul decizional. Am vrut să vă dau acest exemplu doar din. Prisma unei uh, realități. A unei realități pe care... Deci, schimbări mai sunt multe de făcut. Domnule Radu Antohe, mai avem un minut în această emisiune. Din păcate a trecut prea repede. Uh, minutul acesta vi la loc dumneavoastră. Schimbarea se întâmplă? E posibilă? Îi facem față? Îi facem față. Uh, nu că sunt eu optimist sau nu, dar vine o generație vine o generație care va fi dependentă, vrem, nu vrem, de acest concept educațional, de această digitalizare, vine peste noi. Trăim o perioadă acum în care generația nouă, generația școlară, este atrasă spre o astfel de viziune. Nu o realizăm cât de importantă este sau nu, dar singur, singura alternativă viabilă sau singura componentă de progres în lume va, reprezentat, va fi reprezentată de resursa umană. Doar creierul uman, este cel care e declanșator de inovare, de evoluție. Restul, robotizarea, digitalizarea, cum vrem să o numim, este o componentă de replică. El îți replică tot ce vrei tu să faci și să te ajute în viața de zi cu zi. Dar acest trend de uh, creșterea suportului a conceptului informativ în IT, această tendință de digitalizare, cum spuneam, va duce progresul pe un făgaș Normal din punct de vedere al creierului uman, din punct de vedere al evoluției. De aceea, cred că tânăra generație care va veni va avea o altă mentalitate și o altă abordare, din punct de vedere a uh, două criterii: implicare și rezultat. Radu Antohe, doctor Radu Antohe, specialist în dezvoltare, expert în dezvoltare rurală și politici agricole, da? Vă mulțumesc, domnule Antohe. Și eu vă mulțumesc. să ne mai vedem. Eu o să vă mai solicit pentru sigur, că sigur. cred că abia am băgat degetul în apă, de fapt, în această discuție. Mulțumesc, o seară bună tuturor și vă și mai vă așteptăm, mulțumesc. domnule Antohe. Sigur. A fost 2020 o nouă perspectivă.